Cristoforul, e Cristoforul, n-ai luat și altceva. Cum să nu vă iau, mă? Ce? Da, poate împărțiți. Ce face șmecher să crede Cristoforul ăsta de când conduce mașina? Lăsă, fă, că le rătăm noi lor. De ce? Noi nu putem conduce? Ce, suntem mai proste? Lasă că o să conducem și noi. Ai să vezi tu că noi nu suntem proste, nu? Dar deloc nu suntem. Păi și dacă nu suntem proste, ce facem? Să o să mă duc eu la Aurica să-l îmbrlic, să ne lasă să mergem și noi acolo la școală, să învățăm să luăm carnetul, să conducem. Păi fă și dacă nu ne lasă, ce facem? Cum să nu mă lasă, papă? E omul meu. Ce, nu știu eu să-l îmbârlic? Am eu talentul meu. Lasă, lasă te văd. Și unde te duci, Vere? La muntele Athos. Să mă rog să mă dezleagă de toate cununiile care au fost legate. Poate așa să prind și eu un zdram de fericire și pentru mine. Trebuie să-ți dau așa o primă, că m-ai ajutat cu flacăra. Să știi. Stache. State. Am și zăpăcit, că am și emoții. Că plec. Eu, în fața dragostei, mă închin. Nu există. Nu știu, ea te iubește pe tine. Tu o iubești pe ea. Nu există dragoste mai mare și fericire mai mare pentru mine, state. Îți jur. Bine, Veri. Ai un despera acum, că verde ești, bogat ești. Dacă vrei, uite, cât te întorci de la muntele Athos cu cunoițile dezlegate, eu îți găsesc o fată tânără, să o iei pe ea de nevastă și să stea cu tine până la adânci bătrâniți. Îți mulțumesc din suflet. Vreau să-ți mai spun ceva. Eu sunt pentru tine vărul tău și rămân vărul tău bun din suflet. Și eu sunt vărul tău. Sănătate să trăiești. Să trăiești. State, îți mulțumesc. Băi, ai grijă de tine acolo, la muntele Athos. Da? Da. Să trăi. Băi, Vere, hai să ne mai pupăm o dată. Tu rămâi vărul meu bun, mă, state, mă. Și tu ești vărul meu bun, mă. Prenene, Cristofor, când o să-ți iei și matale o mașină mai bengoasă, așa, mai mare? Auzi, Roosevelt, dar tu ți-ai terminat lecțiile? Ce? Le fac o smerala. Da? Da. E după ce le termina să veniți la mine să le verific. Hai, la lecții. Și voi? Și voi l-ați terminat? Hai! Copiii ăștia chiar țin la tine. Dacă nu erau ei, nu mă mai întorceam aici. Da, rămâiți-o. Cum a fost azi la școală? Extraordinar. Rămâi, o stai puțin. Cine ți-a făcut vânătările astea, Relu? Nu, am pus aseară pe scări. Băi, rămâiți-o, tu ești foarte deșteaptă. Ar trebui să știi când să pui punct. Cum adică? Adică ar trebui să te hotărăști ce vrei să faci cu viața ta. Las-o, Alina, las-o. Când o să vrea să vorbească, o să vină ea la noi. Nu pot, tata, nu pot să las așa. Cristofore, stai, Cristofore, stai. Cristofore, băi, ce mai faci? Ești așa mai liber, ești astăzi. De hai ce? Învață-mă și pe mine să mă dau cu mașina pace prin șat. Și vorbește și cu Aurica, mă, Cristofore, te rog, să mă lase și pe mine să-mi iau carnetul. Ce vrea asta, mă? Să o lasă așa carnetul. Păi n-am eu și să aibă spaniol. Asta e bună, bă. Spaniol. Te rog eu. Avem destule pe cap. Lasă-ne cu prostiile astea. Păi. Tu ai văzut ce-i cu lămâie? Da, m-am văzut. Ce facem? Trebuie să vorbim cu Relu. Ce să... Nu știu aici, Montmartre? Cred că înseamnă Muntele Martirilor.
Am citit undeva într-un ghid că și Ioana Dark s-a rugat aici. Bine, adică nu aici. În altă parte, mai încolo, ți-arăt eu. Mai avem mult? Cred că mai avem ceva. Aici? Nu, aici. Hai! Hai! Ce-i ăsta? Sacul cu chior. Hai, mă, mai dorează mult, mă! Domnul avocat, facem judicata sau dăm dracu de resentințile? Ce facem aceea? Bun, sunt gata. Hai să vedem cine e completul. Cine e judecătorul? Eu! Vrei să fii judecătoare? Da, da. Ai dat tot recu. Da, gata, nu mai vreau. Nu, te-ai pus, gata, asta ești. Du-te sus pe scări. Hai. Bine, să vezi judecătoarea, dracu, ce o să fiu eu. Să... Menotora, tu cine ești? Tu ești bine, tu ești partea vătămată, ești bine acolo. Steven, tu ești aprozul. Tu stai aici și când coboară judecătoarea... Nu știu, tu... știu ce are bun. Făcut aprozul. Da. Barcelona, tu cine ești? Nu știu. Tu nu știi, fă. Hai, spune odată, spune cine ești, că trebuie să fac repetiția, nu pot să mă duc câine surd la umplătoare. Trebuie să pregătesc plidoaria. Da? Cine ești? Păi nu știu, că eu nu mă pricep. Vrei să fii judecătoare? Da. Vrei să o dai de dracu și tu? Hai, du-te sus pe scări. Da, dar ce mă, două, mă? Păi atâta e complectul. Două complectul. Babi, nu stai bine acolo. Vino coace. Știi să scrii, nu știi să scrii, o să te faci că scrii. Stai jos, tu ești grefierul. Începem? Păi nu. Da, ridicați-vă picioare. Intră sentința. Hai, întreabă! Pe ce te întreb? Dacă sunt prezent. Ești prezent? Prezent și asistat. Hai să-ți aud pledoarii, na. Doamnelor judicătoarelor, fata mea, Menodora, este o parte vătămată. Pentru că ea a avut o problemă. Ea era gravidă. Și a fost amboscolată de către un nemernic care n-a avut curajul să se prezinte pentru a doua oară la ședință, la șiul dracului. Dar tu de ce plângi, fă? E numai repetiții. Da, mă, tăticule, dar mă doare de câte ori mi-aduc aminte. Aoleu, așa, bă, atunci nu insista la repetiții. Hai, du-te, du-te, du-te. Deci, fata mea, după ce a pierdut copilul, pe nepoțelul meu, a fost dată și în judecată, după ce l-a pierdut. Și a fost accidentată. Cine e vinovat? Fata. Fata mea? Da. Tu cu cine ți-i fă? Păi dă-i un joc judicătoarea rea, mă, acum. Păi fii atentă, fă. Că eu acum te minți cu pușca, da? Eu te pușc. Înțelegi? Și mai te întreb o dată. Cine e vinovat? Fata, că sunt corajoasă. Tu ce dracu de aici, că eu dau dracu de repetiții, mă. Mă fii la fă, mă, stai tu, fă. Inima asta, ce judicătoare ești? Tu, dar ești și mama ei. Să-l trebuie, să-l fii, păi cum poți tu, ce-o să faci? Dar nu sunt coruptă, mă, lasă-mă și pe mine în pace. Robinule! Mă te deranjem? Nu. Vrei poate să ieșim în curte? Ne punem mâinile la ochi? Ca să ciordești în liniște? Dar n-am venit vreo să ciordesc.
Dar ce ai venit să faci? Am venit să iau pe Roza, că trebuie să o duc urgent acasă. Aha. Bine. E sus, nu? E sus. Mai facem o dată judicata de la început. Da. Hai, cu sus. Hai sus, pădrete. Da, ridicați-vă în picioare. Stai așa. Bambi. Ștergi ce ai scris până acum. Hai. Ridicați-vă în picioare. Intră sentința. Intră, bă. Ridicați-vă în picioare. Da, mami, l-am luat. Nu l-a văzut mami încă, acum l-am luat. Sigur că o să mă uit cu atenție. O să vină mama. Că nu durează mai mult de o lună cursul ăsta, da? Mami, credeam că sunteți destul de mari să înțelegeți că nu aveam bani pentru cursul ăsta în Germania. Nu, Miruna, nu l-am văzut, mami. Dar o să mă uit la el. Abia acum l-am luat. Imediat după ce le văd, îți promit că sunt înapoi, da? Să fii cu mințică. Hai, te pupă, mami. Vă sun înapoi, pa. Am închis un loc toată noaptea. Au venit urgențe pe bandă rulantă. Ai grijă cum conduci. Da, sigur. Te pup, bani. Stați-vă la o parte, sunt doctor. Stați-vă la o parte. Ce s-a întâmplat? Un nenorocit. A lovit-o și a fugit. A sunat cineva la salvare? Nu răspund. Încearcă, măi, băiete, încearcă. Să o sune cineva la salvare. Noi suntem în Montmartre. Ești cu majestatea sa? Nu știe nimic.